Dragii mei prieteni, în această seară am un singur scop, să promit celor prezenți că nu vor pleca de aici fără speranță. Adeseori abordăm subiecte frontale, subiecte care poate că sunt de capăt și spadă. Și totuși, Cuvântul lui Dumnezeu ne dă curaj, ne dă speranță să putem să mergem acasă ca niște oameni liberi, cu mintea, cu inima și cu toată ființa noastră. Subiectul unde să ne ducem este o întrebare pe care o găsiți în Scriptură doar într-un singur loc. Și la momentul potrivit voi citi acel verset biblic și voi explica contextul acelei declarații și surpriza surprizelor este că această întrebare are două răspunsuri care depind de cine adresează întrebarea. Dumnezeu are un răspuns pentru cei care doresc să-L urmeze și Dumnezeu are un alt răspuns la aceeași întrebare pentru cei care nu doresc să-L urmeze. În orice caz, această expresie, unde să ne ducem, creează sau lasă impresia de confuzie sau dezorientare. Trăim, prieteni, într-o lume în care cineva schimbă indicatorul. Cei care vă aduceți aminte 30 de ani, 40 de ani în urmă, erau firmele alea western. Vă aduceți aminte cu cowboy și, mă rog, oamenii răi întotdeauna schimbau indicatoarele prin pădure, nu, acei bandiți, ca să ajungi tu în locul rătăcit exact în oaza tâlharilor. E, chestia asta a devenit ceva contemporan. Deși au trecut 30-40 de ani de la filmele acelea western, lumea întreagă a devenit un film western. Și sunt oameni sau indivizi sau entități sau grupuri de oameni mai mult sau mai puțin bine intenționați care au interesul să schimbe indicatoarele lumii. Și cu toată sinceritatea și interesul dumneavoastră și al meu, este extrem de riscant să credem aceste indicatoare ale lumii. Cine schimbă indicatorul? De ce schimbă indicatorul? Noi, oamenii, auzim astăzi una, auzim mâine alta. Suntem atât de confuzi, nu cunoaștem sau nu avem metodologia de a filtra informația și la un moment dat stai în derivă la intersecții de drumuri și nu știi pe cine și ce să mai crezi. E, în această șarlatanie pandemică mondială, avem de a face cu un comportament de gen Bismarck. Pirații de pe vremuri aveau obiceiul să navigheze sub un steag străin, un steag fals, ca să poată să ia prin surprindere celelalte embarcațiuni care veneau în contact cu ei. E, nemții, când au construit acest vapor extraordinar, această navă a fost ghidată și folosită exact sub aceleași principii pe care le aveau pirații. Bismarck era întotdeauna acela care, nava de război care mergea sub steag străin. În contextul acesta, dragii mei prieteni, sigur că dădea semnale sonore false și înșela pe ceilalți. Trăim într-o lume în care lupta între bine și rău nu se dă pe bază de principii. Poporul lui Dumnezeu, însuși Domnul Hristos, joacă după reguli, dar lumea întunericului n-are reguli. Ei lovesc sub centură, mint, ucid, fură, toate în numele unei cauze întunecate. Dar noi ca oameni care ne luptăm și ne confruntăm cu aceste forțe ale întunericului, nu ne permitem să folosim același apanaj de aptitudini. Chiar și în război, oamenii răi care omorau aveau câteva principii morale. Dom'le, nu bombardăm spitale și nu trecem cu tancurile peste cimitire. Nu, era desacralizarea cimitirului, distrugerea spitalului, erau reguli de război care se respectau chiar și între cei mai mari dușmani. E, astăzi avem de a face cu oameni care nu joacă după reguli și mai rău. Știți că forțele întunericului schimbă regulile în timpul jocului? E cel mai rău. Cineva luptă sub un steag fals. Și aș vrea să trec la prima declarație din Psalmul 11, versetul 2. Cine luptă sub steag fals? Omul bun sau omul rău? Cine este transparent și cine lucrează în ascuns? Domnul Hristos spunea, lucrați cât este ce?
ziua, că vine noaptea și nu mai poate lucra nimeni. Well, nimeni din ăia buni, dar ăia răi pot să lucreze. Spre exemplu, când Domnul Hristos spune, fără mine nu puteți face nimic. Cum, eu nu pot să fac rău fără Hristos? Bine, e de înțeles, fără mine nu puteți face nimic bun. Sunteți de acord? Deci, în contextul dat, fără mine, despărțiți de mine, nu puteți face nimic bun, rău, ai de mine, putem să facem rău fără Hristos cât în cape. Ce credeți, că dacă moare diavolul la 12 noaptea, eu mâine nu mai păcătuiesc? Dacă vreau? Oh, sunt destule licenția, și eu și dumneavoastră, noi toți, putem păcătui și dacă moare diavolul. Că avem în noi sămânța păcatului. Acum ne întoarcem la cine lucrează după reguli și cine nu. Căci iată cei răi încordează arcul, își potrivesc săgeata pe coardă ca să tragă pe ascuns asupra celor cu ce? Cu inima curată. Acesta este descrierea lui David, care era un războinic excelent și care arată că între bun și răi, între bine și rău, între adevăr și rătăcire, între lege și fără de lege, între legiuire și nelegiuire, există un război total în care nu se negociază nimic. Oamenii buni care încearcă să negocieze cu răul, vor pierde. Știți de ce nu trebuie să negociem cu răul? Că n-are inimă, n-are suflet, nu plânge. Dacă vrei ca prezentul să nu se repete, să fie diferit de trecut, atunci studiază trecutul. Vreau să mergem 2000 de ani în urmă, undeva în Palestina. Domnul Hristos avea un răspuns la o întrebare similară. Unde și la cine? Expresia biblică spune, la cine să ne ducem? Vă aduceți aminte de întrebare? Asta este pozitiv, asta este pentru oamenii buni. La cine să ne ducem, Doamne? Nu, atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vă duceți? Bineînțeles, Petru răspunde, la cine să ne ducem, Doamne? Tu ai cuvintele vieții veșnice. La cine să ne ducem, Doamne? Unde să ne ducem, Doamne? Venim la tine. Și ce iese din tot acest dialog este anticristul, prieteni. Și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că tu, spunea Petru, ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu. Iisus a uitat și le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12 și totuși unul dintre voi este ce? Este un limbaj pe care noi nu considerăm că este de bun augur. Doamne, cum poți să vorbești așa? Dar n-ai voie să spui la cineva că e drac. Și în anumite circumstanțe, Mântuitorul folosește această expresie care are un impact extrem de profund din punct de vedere escatologic. Zice, nu v-am ales eu pe voi, cei 12, și totuși unul dintre voi e de partea Întunericului. Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. Deci ce învățăm de aici, prieteni? Iuda avea atitudine împotriva lui Hristos. Sunteți de acord? Anticristos. După descrierea Mântuitorului, arată că acest anticrist, de care se vorbește, curge multă cerneală, au făcut multe filme, science fiction, oamenii visează, oh, anticristul e ăla din China, ăla din Rusia, din cutare. E, vom vedea. Ideea este că Hristos, după definiție, spune că anticristul e unul dintre voi, adică iese din mijlocul vostru. Creștinismul produce anticristul. Când? Atunci când corupe valorile lui Hristos. Mai există o declarație nouă, am aici, o studie mâine seară. Știți că Pavel are și el Apocalipsa lui? 2 Tesaloniceni, a doua Tesaloniceni, capitolul 2. Generația primară a creștinilor știau ce știau. Iubeau ce iubeau. Cel mai frumos lucru. Fapte. Bărbați galileeni, pentru ce stați și vă uitați așa? Acest Iisus pe care l-ați văzut ridicându-se la cer este același Iisus care va veni curând. Știți ce credea societatea creștină în secolul I? Că Iisus vine în timpul vieții lor.
și devenise un gând atât de obsesiv încât Pavel a trebuit să facă o reglementare escatologică în ordinea evenimentelor, în mintea creștinilor, ca să nu ia razna. Gata, vine Iisus în timpul vieții noastre, acum. E un gând plăcut. Și eu doresc să vină Domnul Hristos în timpul vieții mele. Și îmi doresc în toată inima să mă întâlnesc cu Mântuitorul meu. Dar în același timp trebuie să țin cont de cuvântul lui Dumnezeu. Iar Apostolul Pavel, în a doua Tesalonicen, în capitolul 2, de la versetul 1 la 4, sunt doar 4 versete extraordinare. El pune sau face niște declarații. Anticristul trebuie să vină prima dată. Frați creștini! Spunea el în a doua Tesaloniceni, să nu vă lăsați înșelați de vreo literă, de vreo epistolă, de vreun cuvânt, ca și cum ar fi venit Iisus. Iisus nu poate veni până când nu vine, cei care citiți Biblia, lepădarea de credință, numărul 1. Deci Pavel avea în vedere că, da, și eu vreau să vină Iisus, dar înainte ca să vină Iisus, vine lepădarea de credință. De unde știa Pavel despre lepădarea de credință? Că Pavel nu citea din propria lui epistolă. El gândea, credea așa și scria mai târziu, corect? Deci când Pavel face declarația vine lepădarea de credință, el nu avea epistola în fața lui, el învăța din altă parte. E Matei capitolul 24, versetul 15. Și în contextul ăla, când Evanghelia aceasta va ajunge la orice neam, limbă și așa mai departe, atunci va veni sfârșitul, cine citește să înțeleagă ceea ce este scris în cartea lui Daniel. Dar de ce nu spune Iisus în cartea Apocalipsei? Pentru că Apocalipsa nu era scris atunci. Și singurul factor de referință pe care Mântuitorul îl folosea cu privire la evenimentele de sfârșit de lume era cartea lui Daniel. Și atunci Pavel învață lecția, pentru că era un cărturar și pentru că înțelegea cartea lui Daniel, el clădește pe cunoștințele din cartea lui Daniel declarația în a doua Tesalonice, în capitolul 2. Nu vine Iisus, n-are cum să vină Iisus înainte ca să nu apară Anticristul, spunea Pavel. Nu vă mai înșelați, vine lepădarea de credință. Well, textul ăsta, expresia asta, lepădarea de credință, dragii mei prieteni, în greaca veche este tradus cam așa, apostasia. Care înseamnă apostazie sau, dacă vreți o traducere, pentru că traducerea mot-a-mo este apostazia, lepădarea de credință, dar în realitate apostasia înseamnă divorț, separare între Hristos și urmașii lui. Deci trebuia să vină undeva în decursul istoriei o lepădare de credință, un divorț între Hristos și biserica sa, și o recăsătorie între biserică și cezarul de la Roma, între stat și biserică, ceea ce avea să producă un hibrid de religie care avea să producă suferința evului mediu. Cei care ați mai citit acolo un pic? Anticristul se naște din lepădarea de credință, din mijlocul vostru. Aveți un iudă și iudele vor fi totdeauna în creștinism, oriunde ar fi, că suntem în... Ce vreau să credeți că noi nu avem iude în America? Avem și... Mă gândesc, noi fi eu unul? You know, fiecare dintre noi, dacă nu veghem și nu ne rugăm, putem să devenim sau să călcăm pe urmele, să avem un comportament de gen anticristic, corect? Și atunci Pavel vine și spune, regula 1, în primul rând vine apostazia, despărțirea de Hristos, divorțul de Hristos, apare apostazia, apare o recăsătorie cu autoritățile celui mai frumos oraș din lume, Roma, și după aceea avem de-a face cu un anticrist care iese din mijloc. Și vă dau un exemplu. Dacă regula lui Pavel este adevărată, vine întâi anticristul și apoi Hristosul. Uitați-vă la mămica Eva. Pentru prima oară în viața ei are un copilaș în mână și zice, Adame, Adame, am primit un copil cu ajutorul lui Dumnezeu. Poate că ăsta-i sămânța din Geneza 3:15. Se gândea Eva. Zice, nu fi ăsta Hristosul. Sămânța femeii va strivi ce? Capul șarpelui. O, 9 luni de zile cât a fost bebelușul în burtica mămicii sale lui Eva, ea s-a gândit, asta, ne-a dat Domnul sămânța care va distruge capul șarpelui. Și când s-a născut copilașul, care a fost numele care i-au pus? Cain. Îl ținea pe Cain în brațe și spune, acesta este sămânța. Spuneți-mi, Cain, dacă ar fi să alegeți între Cain și Abel, cine l-ar simboliza pe Anticrist și cine l-ar simboliza pe Domnul Hristos? Cain îl simbolizează pe cine? Pe Anticrist.
Abel îl simbolizează pe cine? Pe Domnul Iisus. Cine s-a născut primul? Anticristul, Cain, sămânța răului. Și după aia s-a născut sămânța binelui. Deci Pavel, regula lui Pavel, înainte ca să vină Iisus, trebuie să vină ce? Lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se lansă mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Deci iată că avem două fenomene. Lepădarea de credință, divorțul Bisericii de Hristos și căsătoria Bisericii cu Cezarul de la Roma. Din această căsătorie ilegitimă apare un copilaș și acel copilaș este Anticristul. Că după lepădarea de credință, după apostasia, rezultatul apostasiei, rezultatul căsătoriei cu Imperiul Roman a Bisericii Creștine produce acel copilaș care avea să numească Anticrist, omul fără de legii, fiul pierzării, potrivnicul care se ridică mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Mergem la o altă familie. Iacob are doi băieței, nu? Vă faceți aminte? Iacob are doi băiețești. Cine se naște primul? Esau. Cine se naște al doilea? Iacob. Cine semăna mai mult cu Anticristul? Esau sau Iacob? Esau. Cine semăna mai mult cu Domnul Hristos? Iacob. Mergem înapoi. O familie înapoi. Doi întâi născuți. Auzi cine a mai pomenit? Doi întâi născuți. Primul? Nu. Ismael. Ce bucuroasă era Sara. A venit la Adam când a născut Agar și a spus: Avrame, s-a împlinit promisiunea lui Dumnezeu. Și s-a bucurat Sara până a ajuns Ismael la vreo 12 ani și Agar a început să-și bată joc de Sara, că ăsta-i copilul meu, nu-i al tău, și probleme de familie. Și apoi, după o vreme, se mai naște un întâi născut. Se numea Isaac. Întrebare. Cei doi copii al lui Avram, primul era Ismael și al doilea era Isaac. Care era simbolul Anticristului și care era simbolul lui Hristos? Ismael era simbolul Anticristului. Isaac era simbolul Domnului Hristos. Putem continua la infinit pe tema asta, dar escatologia stabilită de Pavel este extrem de corectă. Întâi vine Anticristul și după aia vine cine? Hristos. Mergem puțin la Iuda. Iuda vroia să fie capul vizibil al lui Hristos. Iuda lupta sub un steag fals. Magnitudinea anticristică în Iuda a venit în momentul în care Domnul Hristos a dat pâine și pește la câți oameni? 5.000 de oameni au fost hrăniți și Iuda se uita ca singurul intelectual dintre ucenici. Spunea: wow, acum e momentul, acum e timpul. Stai tu seama, dacă Iisus al nostru dă de mâncare la 5.000 de oameni pe gratis, să termină cu inflația, nu mai plătim chitanță la curent, nu mai avem probleme ca nici cu gazul și cu toate, și atunci suntem liberi. Și, mă rog, discutau ei între ei, vreau să-l pună rege pana inspirată cei care citesc din acea frumoasă carte Hristos în lumii. Spune că s-au adunat uceniții în culise și, bine, era acolo un motivator, un Iuda care știa să se adreseze excelent ucenicilor. Zice: avem posibilitatea să stabilim primul guvern de dominație mondială cu Iisus ca rege pământesc. Plăcea ideea ucenicilor, ce ziceți? Plăcea ideea. Și cum să împărțim departamentele? Petre, avem nevoie de un ministru la apărarea națională. Tu ești cu săbile, tu le ai cu sabia. Îl punem pe Petru, ministru apărării naționale. Da, avem nevoie și de, avem nevoie de MAI, sau cum se cheamă asta cu apărarea internă, miliție, poliție, ce este? Îl punem pe cine mai credincios ca să-l păzească pe Domnul Iisus decât Ioan ucenicul cel iubit. Vă aduceți aminte când a predicat Iisus în satul ăla toată ziua și ăștia au zis: pleacă de la noi, nu ne primi. Și s-a supărat Ioan pe viață și a zis: Doamne, vrei să pogori un foc, să vină foc din cer, ca pe vremea lui Ilie, să-i mistuie pe toți. Cine putea să fie mai bun la MAI decât Ioan? Și atunci Petru la apărare națională, la poliție Ioan, avem nevoie la vamă. E cineva dintre ucenici care se pricepe să meargă la vamă? Cine? Matei știe cum să așa reglează. Matei la vamă. Avem nevoie cineva la Banca Națională a României, la Israel. Cine să fie la Banca Națională? Cine era cu punga între ucenici? Avem un ministru de finanțe nemaipomenit. Cu ăsta nu dăm faliment. Și uite, așa au mers lucrurile până s-a împărțit departamentul. Știți ce s-a întâmplat? Vroiau să-i dea afară pe romani din Israel. Foarte bine.
Problema este că Iisus nu compatibiliza cu gândul lor, dragii mei prieteni. Și știți ce s-a întâmplat după ce ei au organizat guvernul acesta în culise? I-a trimis pe lac. Bă, și-a venit o furtună cu niște valuri. Le-a pierit pofta de guvern mondial, de dat afară pe romani. Credeau că vor muri. Începuseră să aibă, să vadă năluci în ghilimele, când îl văd pe Domnul Hristos pe valuri. De data aceasta nu-l mai doreau pe Iisus ca rege. Când ei se gândeau în momentul ăla, când înghițeau niște apă sărată, adică era apă dulce, era lacul Galilei sau cum se chema, așa, sau pot fi sărată, nu știu, că n-a gustat-o, dar ideea în sine este că Petru zice, unde este el acum? El cine? Regele sau Salvatorul? Regele lumii sau Mântuitorul? Îl doreau pe Iisus în furtună ca Mântuitor, nu ca rege. Deci observați dumneavoastră, Iuda lupta sub un steal fals, instigase pe ucenici la o rebeliune și o stabilire a unui nou guvern mondial. Resetare, cuvântul magic care ciclă în ziare astăzi. Însă apare calul troian. Știți istoria calului troian? Anticristul apare sau se naște în interiorul creștinismului. Și ce se întâmplă? Anticristul, uitați-vă la Iuda, se închină ca și Iuda. Anticristul sărută ca și Iuda. Pretinde că are grijă de săraci ca și Iuda. Se dă salvator când de fapt este un ce? Un trădător. Dragii mei prieteni, am o declarație interesantă, tot din pana inspirată Hristos în lumii. Iuda s-a înghesuit lângă Hristos la stânga. Ioan era la dreapta. Și ce spune comentariul? Dacă exista un loc cel mai înalt, Iuda era hotărât să-l aibă și să creadă că acel loc este lângă Hristos. Iar Iuda era un trădător. Observați cum se naște noțiunea de anticristos împotriva lui Hristos. Nu trebuie să vedeți filme Left Behind și toate science fiction-urile astea care sunt create de mișcările care cred în Hollywood și cred în cinematografie. Biblia este suficientă pentru a înțelege noțiuni simple. Apostolul Pavel, vă rog frumos, 4 versete. Băieți, vine Iisus, dar înainte să vină Iisus, vine apostazia creștinismului, după aia din apostazia creștinismului se naște anticristul, apare persecuția și Iisus vine și îl distruge cu puterea gurii sale. Așa spune Pavel până la versetul 10-11. Simplu. Există doi Simoni în Biblie, din nou similarități. Simon Magul dorea puterea lui Hristos, dar nu caracterul lui. Știți că Petru făcea minuni și Simon Petru, care făcea minuni, este interpelat de Simon Magul. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin puterea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis, dați-mi și mie puterea aceasta, pentru că peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Simon Magul și Simon Petru. Cine credeți că era simbolul anticristului și cine era simbolul Domnului Hristos? Doi Simoni, amândoi erau cu același nume, dar unul vroia putere pentru bani, comerț, celălalt o făcea din dragoste pentru Dumnezeu. Petru i-a zis, banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta pe bani. Ăsta era Simon Petru. Cine lupta sub un steag fals? Simon Magul sau Simon Petru? Simon Magul. Observați dumneavoastră, când mergeți în chintesența Scripturii, cam peste tot vezi întrecere între Hristos, influența lui în lume, și anticristul și influența întunericului în lume. Nu se pot distinge. Simon, Simon, unui Magul, unui Petru. Au două caractere diferite, două motivații diferite. Alt exemplu de anticrist. Gehazi, v-ați aduce aminte, prietenul ucenicului Elisei, Gehazi vinde Evanghelia lui Hristos pentru bani. Gehazi, slujitorul lui Elisei, omul lui Dumnezeu, a zis în sine, iată că stăpânul meu a cruțat pe sirianul acesta Naman și ne-a primit din mâna lui ce dăduse. Viu este Domnul, că voi alerga după el și voi căpăta ceva de la el. În această declarație, Gehazi, ucenicul lui Elisei, a avut de dreptate în două lucruri. Unu, avea dreptate când a spus că viu e Domnul, că vedea, și avea dreptate că voi căpăta ceva de la el. Și Domnul a zis, Gehazi, amin, o să capeți ceva de la el. Problema că este o să fie o surpriză. Ce o să capeți de la el? Deci a avut dreptate că viu e Domnul și că am să capă ceva de la Naman. Să vedeți ce minciună în numele religiei, să aminte numele religiei.
El a spus, totul este bine, stăpânul meu mă trimite să spun, oh, iată că a venit la mine doi tineri de pe muntele lui Efraim, dintre prorocii, fiii prorocilor, sărăcuți, dă-mi pentru ei, te rog, un talent de argint și două haine de schimb. Păi, parcă-l vezi pe Iuda. Deși în Noul Testament, nu? Faceți aminte când Iuda spunea, când Maria Magdalena a vărsat acel potir de ulei, de un de lemn, pe capul Domnului Hristos și l-a spălat și cu tare, oh, ce risipă, s-ar fi putut vinde acest un de lemn cu atâția bani ca să se dea săracilor. Nu mai putea Iuda de săraci. Iată că același spirit de Iudă, același spirit de demon, de drac, care, despre care spunea Domnul Iisus, se află și în Gehazi. Și ce vreau să dai și tu ceva acolo? Această minciună e minciună. Mulți oameni mint. Dar minciuna asta a fost foarte criminală din cauza că contrafăcuse și corupsese Evanghelia. Care este lecția? Întrebare pentru dumneavoastră, open forum, o discuție deschisă, 30 de secunde. De ce n-a vrut Elisei să ia nimic de la Naaman? Pentru că a vrut să-l învețe o lecție. Păgânii credeau că mântuirea se plătește. Păgânii credeau că vindecarea se plătește. Naaman pleca acasă, avea un viitor strălucit în fața lui, fără ce? Fără lepră. Și zicea, că-ți dau argint, aur, bă băiatule. Mântuirea e darul lui Dumnezeu, vindecarea e darul lui Dumnezeu. Nu plătești cu aur și argint mântuirea ta în veșnicie. Lecția pe care o transmisese Elisei era o lecție de teologie practică. Mântuirea este prin sângele Domnului Hristos. Gehazi se duce și oferă o evanghelie coruptă. Vă aduceți aminte ce spune Apostolul Pavel în a doua Corinteni, capitolul 5, versetul 17. Noi nu corupem, nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți. Așa s-a scris în Scriptură. Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu așa cum fac cei mai mulți. Deci Pavel se disocia de majoritatea care ce făcea după declarația lui. Strică cuvântul lui Dumnezeu. Noi nu stricăm. Nu stricăm cuvântul. E, Gehazi a strigat cuvântul. Și pentru că i-a dat lui Naaman o evanghelie pervertită. A, mântuirea se poate plăti pe bani. Așa zice Gehazi. Vedeți? Mântuirea prin fapte sau mântuirea prin credință? Gehazi a primit de la Naaman acest dar, în ghilimele spus, la pachet. Merg puțin mai departe, facem o recapitulare. Între ăștia trei, Gehazi, Iuda și Simon Magdul, i-am luat în ordine istorică, toți au o problemă comună. Gehazi reprezintă pe anticrist, Iuda reprezintă pe anticrist, Simon Magdul reprezintă pe anticrist. Care e problema lor comună, dragii mei? Banul. Gehazi se împiedică în credință la bani, Iuda se bani, Simon Magdul ce dă? Bani, ca să ia Duhul Sfânt. Dom'le, anticristul întotdeauna îl vei găsi și repera în profeția biblică că are de a face cu banul. Fie că e vorba de religie, fie că e vorba de politică, fie că e vorba de societate, educație, orice până la ban. Banul este ce? Ochiul puncte puncte, da? Lăsăm profeția deoparte și vreau să pun o întrebare. Putem noi să fim Gehazi, Iuda, Simon Magul? Pot, eu pot să fiu. O clipă de neveghere și pot să mă transform în altceva? Am avut șansa să fiu pastor la Toronto, într-o biserică de noastră frumoasă, drăguță. Biserica primise un premiu de la primăria orașului Toronto pentru... primise în premiu 2, noi ca biserică așteptători ai Domnului Hristos, nu-i așa? Și primise în premiu 2 pentru cel mai frumos decor floral din toată Toronto. 6 milioane de oameni câți erau pe vremea. Și eu cu soțioara mea, slujind bisericii, făceam și cu, dădeam și cu mătura, făceam curat în biserică. Știți dumneavoastră, pastorii știu cum e să dai cu mătura pe biserică. Și la un moment dat, soția mea se uită la intrare, aveam două uși exact ca la dumneavoastră aici, dar din sticlă, se vedea peste. Și în fața bisericii era decorul floral de care noi eram așa umil de mândria noastră. Băi, ne-a dat primăria, mă, că noi suntem decor floral, ce mai frumos și cu tare. Și văd o fetiță cu lopată și cu găleată, băga găleata și scotea florile cu rădăcină, cu tot, cu pământ și punea găleată și dispărea după colțul ăla pe stânga. Soția mea care făcea curat acolo, se uită, vine la mine cu disperație, Liviu, cineva ne fură florile!
Eu acum aveam două șanse, să rămân pastor sau să mă transform în polițai. Să rămân creștin sau să mă fac o iudă, sau să mă fac un Gehazi, sau să mă fac un Simon Magă. Și mă uit acolo, văd fata, vine a doua oară, iară umple găleata, iară. În mintea mea, zic, Doamne, ce mă fac? Zic, ce mă fac? Trebuie să-i invit pe ăștia la biserică, pe ăștia răi, nu? Pe ăștia răi trebuie să-i invite la biserică, nu pe aia bună. Aia bună, n-au nevoie de bucăință. Și era început să plouă, ies afară ca un mâț din ăla plouat, mă duc în fața tinerelei, că nici n-am vrut să... 12-13 ani, nu știu cât avea. Și doar mă duc și ea se oprește, simte că cineva vine, se uită la mine, face așa și eu zic, hai, doar atât am zis, hai. Și a lăsat lopata jos, a lăsat găleata și a fugit. Zic, Doamne, doar am zis, hai. Și am luat găleata, am luat lopata și acum du-te să vezi unde e casa. Când mă duc la a treia casă pe strada respectivă, pe stânga, mama ei... În engleză se spune mama bear. Ia femeia planta cu altă lopată în grădina ei florile de la biserica noastră. Când mă vede, eu cu lopata și cu găleata le-am lăsat jos, ea zice, what? Adică, what do you want? Vrei să ne bătem? Gata, cu tare. Zic, hai, Doamnă, vă rog să mă iertați, fiica dumneavoastră s-a speriat de mine și am venit să vă aduc găleata și florile, vă rog frumos, dacă e posibil să le luați și veniți și luați mai multe. Dar nu trebuie să o puneți pe fetiță în situația să-i fie frică, să aibă stres. Eu sunt pastorul bisericii, avem și flori, avem și de mâncare sâmbătă, că în fiecare sâmbătă aveam masă comună pentru toți săracii cartierului. Și veniți pe la noi, avem mâncare bună, curtată, hai că vă mai ajut eu. Noi avem flori suficiente, le mai plantăm, nicio problemă, vă rog frumos. M-a văzut femeia într-o formă de genul ăsta, i-a picat și ei lopata de mână. A uitat că vrea să bată cu mine. Zice, da, sunteți pastorul. Ok, ne iertați. Era rușine de gest. Nu, vă rog frumos, chiar veniți și mai luați flori. Dacă aveți nevoie, numele meu este Liviu Tudoroiu, ei nu pot pronunța Liviu, mă numesc Lvu, Livi, Lvai, și când i-am spus că Liviu a te părăsi e numele meu, am zis, sunt pastorul cu tare, veniți, doamnă, haideți la biserică. M-am dus, i-am dus niște literatură, i-am invitat, zic, soția mea m-a așteptat, cum ai rezolvat? Mamă de nota 10. Era cât pe aceea să mă fac anticrist, dar mulțumesc Domnului că mi-a schimbat inima. Era să fiu un Gehazi, un iudă cu trai. Observați, noi vorbim de profeție, de anticristul dăm profeție, dar e posibil ca și noi să călcăm pe urmele acelui individ sau acelui grup, acelei ideologii, când nu veghem și nu ne rugăm. Sunteți de acord? Nu vreau să vorbesc și din perspectiva noastră, că dacă nu ne rugăm și nu veghem, putem să avem un comportament care să ne asocieze cu un caracter descris de Scriptură. Dragii mei, le-am adus mâncare, ne-am împrietenit cu vecinii, au venit de câteva, nu se pocăiește lumea așa repede, dar au venit la biserică, nu ne-au mai călcat florile niciodată, n-au venit să le ia, le-am mai adus noi, dar vreau să zic că am lăsat loc de bună ziua. Au ținut contact cu noi ca biserică de câteva ori și spune, Domnule, aprecieze enorm că deși ați suferit o pagubă, ați realizat sau ați putut să mă impresionați atât de mult, că n-am văzut niciodată pe nimeni ca să se comporte într-un fel. Vin în casa omului, îi fur florile și bata zâmbești. Noi vorbim de anticrist, dar în timp ce vorbim de anticrist, e posibil ca atunci când nu avem o relație cu Domnul Hristos, să ne comportăm ca El. Domnul Hristos făcea o declarație, zice, eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Întrebarea este, în ce calitate? Mai citesc o dată versetul, că poate nu l-am digerat bine. Eu, spune Iisus, am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Întrebare, a fost Domnul Hristos primit în calitate de învățător, da sau nu? Da, îi spuneau rabunii, învățătorule. A fost primit El în calitate de vindecător? Da, îl numeau vindecătorul. A fost Iisus primit ca, altceva, teolog? Da, l-au numit de toate. Dar a fost El primit ca Mesia, Fiul lui Dumnezeu? A fost El primit ca Salvator? Nu. E, când Domnul Hristos face această declarație, El face declarația contextual. Adică, am venit în numele Tatălui meu ca Mântuitor și nu mă primiți. Dar nu vă faceți probleme. Dacă va veni un altul, în limba latină, un alter Hristos, un alt Hristos, adică un altul, în numele Lui însuși,
pe acela îl veți primi. În ce calitate îl veți primi pe acela în viața voastră? Un ziar care apare pe internet este de la Societatea de Presă Iezuită, Ignatius Press se numește. Preotul este un alt Hristos. Decembrie 15, 2009. Deci, Father Dirk Dunphy spune că un părinte, un reprezentant religios, este de fapt un alt Hristos. Așa că, dacă ne întoarcem la declarația Mântuitorului, zice, eu vin și nu mă primiți, dar dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela-l veți primi. Punctul terminus de avertizare în istorie va fi momentul în care omul ajunge la concluzia că singurul Dumnezeu este omul însuși. Vreau să citesc ceva interesant dintr-un, tot așa, un manual istoric, aveți aici referința, istoria consiliilor și așa mai departe, spunea despre cea mai mare eminență a creștinismului de tradiție, căci tu ești păstorul, tu ești vindecătorul, tu ești călăuzitorul, tu ești stăpânul casei, adică proprietarul, în cele din urmă tu ești un alt Dumnezeu pe pământ. Această declarație era în referință cu episcopul de Roma și așa mai departe. Bă, fiecare om e liber să facă orice și eu pot să zic că sunt contrachinte, dar nu mă credeți. Deci oamenii sunt liberi să se asocieze cu nume, personalități, caractere, idol și așa mai departe. Care este rădăcina problemei? Lumea este sătulă de minciună, dar nu este doritoare de adevăr. Dom'le, toți suntem sătul de minciuni, dar nu suntem doritori după adevăr. În final, oamenii nu vor muri pentru că sunt păcătoși, ci pentru că au refuzat iertarea lui Dumnezeu. Și al treilea punct, concluzie și rădăcina problemei, din fire, omul este înclinat să iubească mai mult promisiunile bazate pe minciună decât fericirea condiționată de ascultare. Mă, minte-mă frumos, mă, minte-mă frumos, dar nu spune că ajung acolo numai dacă cooperez cu agentul divin. Nu mai e la modă, nu place treaba asta, nu place treaba asta. Pentru că nu au primit ce? Dragostea de adevăr, de aceea Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăcire să creadă o minciună. Ca omul să poată face pași și schimbări în viață, are nevoie de două convertiri. Sunt 40.000 de celule speciale care au capacitate de memorie în inimă. În 1994, dacă mă înșel, au descoperit oameni de știință că inima are 40.000 sau nu știu, de agenți de celule, nu mai știu cum îi spun, cum se numesc aceste celule, dar au putere de memorie. Și ele pot înmagazina emoții și informații, nu numai partea de creier. Nu pentru că au refuzat adevărul. Ce spune Biblia? Încă o dată. Au refuzat ce? Dragoste, adică nu s-au îndrăgostit de adevăr. Asta este problema. Și următoarea declarație, oamenii nu vor muri pentru că au păcătuit și pentru că au refuzat iertarea. 2 Timotei 4:4. Își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre ce? Istorisiri închipuite, adică science fiction. Ultima concluzie, omul este înclinat să iubească mai mult promisiunile mincinoase decât fericirea condiționată. Reflecția acestei idei, Evrei 5:14, dar hrana tare este pentru oameni mari. Și eu cred că dumneavoastră sunteți oameni mari în seara asta. Hrana tare este pentru dumneavoastră pentru că sunteți oameni tari, mari. Hrana tare este pentru oameni mari, pentru aceea a căror judecată s-a desprins prin întrebuințare să deosebească ce? Binele de rău. Prietenii mei, cum te simți să fii înșelat? Ați fost vreodată înșelați? De multe ori am fost înșelați. E o experiență amară, nu? Unul dintre cei mai ilustri misionari ai protestantismului nu era ca noi, ca mine și ca dumneavoastră. Nu era. Dar să știți că ce am învățat, că sunt oameni buni și în alte religii. Poate chiar mai buni ca mine. Sincer vă spun. Terminase și el seminar cu tare, să devină și el misionar. Iubea pe Domnul, iubea oameni, iubea sufletele. Și bine, în fața unei comisii trebuia să dea un examen de abilități profesionale ca să poți să fii pastor, misionar, să stai în fața lumii. Trebuie să spui și tu ceva mai de Doamne ajută, în ghilimele, așa cum se spune, nu? Omul ăsta era bâlbâit. Și când a realizat comisia că el are zel, are dorință, are pasiune de a lucra pentru Domnul Hristos, dar avea un defect de la mama natură. Nu putea să angajeze o frază coerentă fără să aibă această derapare de limbaj. Comisia, ca să nu-l supere, i-a zis, uite, îți dăm o șansă. Dacă chiar vrei să fii misionar, să devii misionar, îți dăm satul din vale, așa undeva acolo,
Te duci și încerci să convertești. Dacă reușești să stabilești un grup ușor de rugăciune, câțiva oameni pe care tu, în stângăcia ta, încerci să-i aduci la Domnul Hristos, noi te calificăm oficial ca misionar. Mulțumesc frumos! Și a plecat Moni. S-a dus în satul ăla. Ce să spune el? Predică? Nu poate. În centrul satului era ceva frumos. Ce vedem aici? O cruce. Și a început să se uite la crucea aia, atât de frumoasă și de minunată. Și la un moment dat trece un străin, un cetățean din sat. Bună ziua, bună ziua. Dar ce e? De ce vă uitați de la treaba asta? Ce e așa de interesant? Și Munti zice, vedeți? Vedeți îngerii care vin și coboară din cer pe cruce? Omul zice, bă, omule, ce îngeri, mă? Eu nu văd niciunul. Mai trec alveții, se alarmează satul. Știți cum? În sat imediat se duce vorba. S-a adunat tot satul. Și ăsta, săracul, un misionar bălbâit, încerca să le explice că vin îngeri din cer și pe pământ și că el îi vede. Oamenii au început să vorbească între ei, și probabil că noi suntem prea păcătoși și nu putem să vedem îngeri. Dar mergem la călăuza noastră spirituală din sat și îl chemăm pe nenea, poate că vede el îngerii. A venit mentorul spiritual în centrul satului, la cruce. Dă bună ziua cu Moody, omul zice, ce vezi, domnule? Uitați cum vine îngerii jos și uite, urcă sus. Acum acest lider spiritual avea două alternative. Să zică, băi, omul ești nebun, nu-i niciun înger, du-te acasă, dar atunci pierdea reputația în fața sătenilor. Cum un bălbâit vede îngeri și tu nu vezi îngeri ca lider religios, înseamnă că stai mai sfânt ca tine. Și atunci, conform tradiției, avea două alternative. Un derapaj spiritual, să pretindă și el ca duhovnic că vede îngerii, să se asocieze cu străinul din sat care pretindea că vede îngerii și să-și păstreze reputația și prestanța și credibilitatea în fața sătenilor. Din nefericire, omul a spus, da, domnule, îi văd. Și zice, uite, îl vezi și pe ăla, și pe ăla. Uite cum vine încă unii. Da, domnule, ai dreptate, uite și ăla vine. După ce s-a terminat această vendetă, această pur și simplu absurditate, Moody cu glas bâlbâit spune, oameni buni, v-am mințit. N-am văzut niciun înger. Problema nu e că v-am mințit eu. Problema e că v-am mințit nenea care pretinde că vă duce în împărăția lui Dumnezeu. Jumătate de sat s-a pocăit, a venit la Domnul și cu tare și s-a dus mult din apoi la comisia misionară, la, mă rog, bisericii, entității creștine, ce era, și zice, a venit la Domnul cu jumătate de sat. Păi cum ai făcut? Uite, am făcut așa. Întrebarea unde să ne ducem este adresată o singură dată în Scriptură, în Ieremia, capitolul 15, versetul 2, și se adresează acelor oameni care nu doresc să se întoarcă la Domnul. Este tare de tot, este un răspuns și după aia am răspunsul și pentru dumneavoastră. Asta nu e răspunsul dumneavoastră, pentru dumneavoastră. Hai să-l citim totuși. Și dacă îți vor zice unde să ne ducem, să le răspunzi, așa vorbește Domnul, la moarte cei sortiți la moarte, la sabie cei sortiți la sabie, la foamete cei sortiți foametei, la robie cei sortiți robiei. Cui să dă acest răspuns? Celor care nu doresc să asculte apelul Domnului Hristos. Dragii mei, răspunsul pe care vi-l dă Dumnezeu în această seară dumneavoastră e diferit. Tu intră în odăița ta. Încuie ușa după tine până va trece ce? Mânia mea. Deci Domnul are două răspunsuri. Pentru noi și pentru alții. Să ajute Bunul Tată Ceresc ca să cădem sub incidența răspunsului numărul 2, care este mântuitor, este apelativ. Intră în odăița ta. Încuie ușa după tine. Și omul întreabă, dar ce să fac în odăința mea? Matei 6:6. Ci tu când te rogi, intră unde? Intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te lui Dumnezeu. În engleză știți cum spune versetul? Tu când te rogi, încuie ușa după tine, așa, intră în odăița ta, încuie ușa după tine și roagă-te lui Dumnezeu un ascuns care îți va răsplăti pe față. Asta este versiunea traducerii în limba engleză. Și
Eu personal cred că King James 11, deci versiunea scripturii din 1611, tradusă de Tyndale, este cea mai apropiată traducere în orice limbă după originalul evreiesc, grecesc și așa mai departe. De fapt, întrebarea unde să ne ducem este o întrebare care se pune după încheierea Harului. Când Harul s-a încheiat, când nu mai e milă, când nu mai e nimic, dragii mei prieteni. Și atunci oamenii, câte miliarde de oameni vor merge și vor bate la ușa lui Dumnezeu, cum au bătut oamenii din timpul lui potopului la ușa corăbii. Noie, Noie, deschide-ne! Și Noie plângea săracul, n-am închis eu ușa. Un înger mai puternic decât mine a închis-o. Unde să ne ducem? Și Domnul le-a spus, la moarte, la sabie, la foamete și la robie. În 1989 a căzut comunismul și mi-aduc aminte, povesteam cu un prieten de-al meu, pe mine m-au dus la un BD-ul din ăsta, un batalion disciplinar, știți cum asta cum era pe vremea lui Ceau, le-am spus că iubesc pe Domnul Hristos și eu nu pot să omor oameni care nu ne-au văzut în viața mea, doar așa că îmi zice nu știu cine. Și era și sabatul implicat și eu cred că Dumnezeu nu e un fel de visa card, să-l scoți de buzunar când vrei, să-l bagi în buzunar când vrei. Adică mă las de credință acum 5 minute, iar mă iau, iar mă... Da. Eram tânăr, nici nu eram botezat. Și am ajuns pe acolo și se dăduse, mă rog, alarma Ștefan cel Mare, o problemă militară cu tare. Și după ce m-am eliberat, îmi povestește cineva că undeva în Banat era un depozit ăsta de muniție, nu știu ce, și făceai gardă 3 ore în fiecare noapte și de la 12 la 3 noapte era cea mai nenorocită gardă, îmi spuneau oamenii. Și când s-a dat hotărârea că, mă rog, pică sistemul ăsta, se duce, începe alt sistem politică chestii, armata a dat ordin ca să se desigileze baxele, cutiile, care se presupunea că au muniții, gloanțe, cartușe, ce-o fi. Și îmi spunea omul ăsta, zice, bă, nu știu câte luni am pierdut noaptea să stau să păzesc depozitul cu muniții. Când ne-a dat ordin să deschidem lăzile, în loc de muniții erau pietre, frate. Și am păzit pietre. Știți ce aplicație are treaba asta? În lumea noastră, oamenii păzesc. Ce, eu păzesc credința? Are omul o cutie cu tradiție acolo, de la mama, de la tata, de la străbunicul, de la cutare, dar el n-a deschis niciodată lada aia să vadă ce e în ea, cloanțe sau pietre. Și mare ne va fi surpriza, prieteni, când într-o bună zi, când se schimbă sistemul, cade puterile întunericului de pe pământ și vine puterea Domnului Hristos și se stabilește noua împărăție, atunci se desigilează cutiile credințelor noastre pe care le-am păzit, dar nu le-am verificat niciodată. Noi, cei care venim din lume, plătim preț, preț aspru. Și de aceea iubim acest adevăr frumos și încercăm prin Harul lui Dumnezeu să încălzim și inimile dumneavoastră. Nu vrem să fim vedete, ci doar ne dorim ca să petrecem veșnicia împreună cu dumneavoastră. E rugăciunea mea fierbinte în această seară, ca atunci când plecăm acasă și ne punem întrebarea unde să ne ducem? Să facem parte din aceia care vor primi răspunsul, intră în odăița ta, încuie ușa după tine, până va trece mânia mea. Bunul Tată cere să ne binecuvânteze în această seară, acum și în veci. Amin. Dragul nostru Tată din ceruri, venim înaintea ta în această seară să-ți mulțumim pentru că ne-ai învrednicit să te cunoaștem și să te iubim. Venim cu toți cei care sunt aici, îngenunchiați, să-ți dăm un buchet de inimi îndurerate, însângerate și rănite de păcat. Nu avem nimic ce să-ți oferim mai mult. Ia-ne inima, curățește-o tu, ia-ne mintea și sfințește-o tu. Îți mulțumim că ne iubești. Binecuvântează toate sufletele care au venit în această seară, prieteni și vizitatori, frații din biserică, administrația acestei biserici. Ne rugăm pentru conducerea acestei instituții. Ne rugăm pentru idealurile și aspirațiile acestei biserici. Doamne, ajută-ne să trăim la înălțimea acestor pretenții. Îți mulțumim că ne iubești. Schimbă-ne Tu. Fă-ne Tu să fim sarea pământului și lumina lumii. În numele lui Iisus. Amin.